Vă învăț să rezolvați exercițiul care implică prezentarea perspectivei narrative, dar pentru asta trebuie să dați foarte multe inimioare, foarte multe like-uri, comentarii ca acest videoclip să se propulseze. Bun, prima dată trebuie să citim cu atenție fragmentul. Da, avem un fragment din Iona Gârbiceanu, Popaman. Părintele crezu că a isprăvit cu bine tot și se simțea mulțumit. I se păru chiar că nimic nu se întâmplase în viața lui tihnită. Dar când ieși mai întâi pe uliță, i se păru ciudat că ochii trecătorilor se ațin după dânsul. Nici când până acum oamenii nu se opriseră în drum să privească după el. Telecuzenii vedeau ceea ce el nu vedea. Popaman îmbătrânise tare. Părea că ceva frânt în el umbla plecat de spate ca și când ar duce o povară grea. Când crezu că își poate începe viața lui obișnuită, Popaman simți o mare neîndemânare, o stângăcie ce-l umplu de teamă, nu cuteza însă să cerceteze de unde izvorăște acea neîndemânare. Ca într-o nețărmurită depărtare simțea răspunsul, deși nu cerceta. Prima dată trebuie să dăm o definiție a perspectivei narrative. Așa vă recomand eu ca să vadă corectorul că știm acest concept. Nu ne complicăm cu definiții extraordinare, da? Da, aceasta este definiția, să putem spune, unghiul din care sunt relatate evenimentele. Sunt mai multe definiții. După ce am dat această definiție, da, modul în care naratorul se raportează la diegeză, ce înseamnă diegeză? Evenimente, da? Unghiul din care sunt relatate evenimentele. Apoi identificăm perspectiva narrativă și spunem, man. Și aici avem două posibilități, fie obiectivă, fie subiectivă. Perspectiva narrativă subiectivă implică relatarea la persoana întâi, da? Un narator care poate fi martor, care poate fi personaj. Perspectiva narrativă obiectivă implică un narator detașat, heterodiegetic, diferit de evenimente care relatează la persoana a treia. Și aici observăm că ne este prezentat părintele, da? Și naratorul, da, știe gândurile lui, totodată știe și gândurile consătenilor, da? Ceea ce înseamnă că este omniscient, omnipotent, omniprezent, are rol de demiurg, da? Poate dirija cursul existenței personajelor. Se identifică tipul de perspectivă narrativă obiectivă, da? Și acum urmează să detaliem, da? Acest fapt, adică perspectiva narrativă obiectivă, este conturat, venim cu niște argumente, este conturat de prezența verbelor la persoana a treia. Punem o virgulă și cu ghilimele dăm câteva, da? Nu se întâmplase, nu se opriseră, da? Clar, persoana a treia. Da? Clar la persoana a treia. Apoi, detaliem puțin, da? Instanța narrativă. Se simțea mulțumit, i se păru chiar că nimic nu se întâmplase în viața lui tihnită. Mai dezvoltăm puțin. Tot odată, da, naratorul expune cu detașare firul narativ, da, fiind o. Și apoi venim și cu o concluzie. Sigur, putem să dezvoltăm și mai mult, dar doar vă ofer un algoritm. În concluzie, opera Popaman prezintă sau expune sau conturează o perspectivă narrativă obiectivă care implică un narator de tip heterodiegetic, adică diferit de diegeză. Uitați că toată materia o găsiți pe romana.ro/ghid. Ne întâlnim la subiectul 2 cu o poezie. Iată cum trebuie să procedăm ca să rezolvăm această cerință. Nu uitați să dați like, să dați share-uri, pentru că o să vă arăt exact algoritmul de rezolvare a unei cerințe
în care trebuie să prezentăm relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. Luăm repede o ciornă, da, și identificăm tema, da, identificăm lirismul, o să vă explic imediat, identificăm ipostaza în care se află eul liric, da, ipostaza, scriem asta pe ciornă, apoi încercăm să identificăm idee centrală, da, le facem frumos sub formă de schiță, idee centrală egal, apoi figură de stil, imagine artistică. Da? Avem pe ciornă aceste aspecte importante. Temă, lirism, ipostază, idee centrală, figură de stil, imagine artistică. Și de aici începem să dezvoltăm. Ca să identificăm tema, atenție, citim cu atenție poezia. Temă egal aspect central, da? Partea centrală, asta e tema. Există doar câteva teme în literatura română, tema iubirii, tema morții, tema trecerii timpului, raportul dintre poet și poezie. Și spune așa poezia: vorbele noastre ne-au mințit, au spus prea mult, pierdut-li înțelesul, ci tremurul ecoului lor stinse. Am vrut ce nu ne stă în puteri, o poartă care nu ni s-a deschis, lumea din gând de care n-am fost vrednici, având răpus ca o privire de întuneric, taină rămasă în trup ca într-un sicriu, poate așa a fost să fie. Pe dezbinate drumuri doi străini, cu vina lor respinși de paradis, purtând căinți pe urma unui vis. În primul rând observăm că este tema iubirii. Da? Identificăm tema iubirii. Da? Și spunem, în poezia variantă de Ion Vinea se identifică tema iubirii. O să dezvoltăm, o să vedem de ce este tema iubirii. Lirismul, cum îl identificăm? Lirismul poate fi subiectiv sau poate fi obiectiv. Subiectiv când întâlnim verbe și pronume la persoana întâi, da, singular, plural, obiectiv când întâlnim doar verbe la persoana a treia. Aici este lirism adresat confesiv. Vorbele noastre ne-au mințit. Au spus prea mult, pierdut-i înțelesul, dar vedem că este o meditație pe tema imposibilității atingerii fericirii prin intermediul iubirii. Am vrut ce nu ne stă în puteri, o poartă care nu ni s-a deschis, adică poarta iubirii. Au vrut să fie împreună, să se iubească, dar n-au putut, având răpus ca o privire de întuneric, taină rămasă în trup ca într-un sicriu, poate așa a fost să fie. Deci lirismul este subiectiv, e o meditație, o confesiune, da? Apoi, ipostaza în care se află eul liric. Aici avem ipostază de acceptare, de resemnare, da? Resemnare. De ce resemnare? Pentru că spune, poate și a fost să fie, da? S-a resemnat. Apoi, care este ideea centrală a poeziei, da? Vorbele noastre ne-au mințit. Au spus prea mult, pierdut-i înțelesul, adică ei au crezut că se iubesc, dar și-au dat seama că nu pot fi fericiți, având răpus ca o privire de întuneric, poate așa a fost să fie. Și ideea centrală este, da, imposibilitatea cuplului de a manifesta sentimentul de iubire menit să-i conducă, da, înspre transcendență, adică spre o lume infinită, da? Vedem acolo lumea din gând de care n-am fost vrednici, dar lumea din gând este lumea metafizică. Și de aici, desigur, mai dezvoltăm puțin. Apoi, o figură de stil, poate chiar două, dar avem având răpus ca o privire de întuneric. Da? Sau taină rămasă în trup ca într-un sicriu. Da? Ca într-un sicriu. Comparație. Și putem dezvolta un pic, da? Ca într-un sicriu. La taină rămasă în trup ca într-un sicriu. Iubirea care nu s-a manifestat. Da, este o poezie tristă. Dar este tema iubirii, da? Pentru că are legătură cu iubirea. Deci, când avem poezii, da, iubirea nu trebuie neapărat să
contureze, da, fericire, da. Nu avem, da, ca să avem tema iubirii, trebuie neapărat poezia să fie veselă. Nu, nu. Putem să avem și imposibilitatea atingerii iubirii, tot tema iubirii. Da, cu vina lor respingi de paradis, purtând căinți pe urma unui vis, da. Putem avea metafora tremurul ecoului, da, și ca imagine artistică. Da, putem avea imaginea vizuală, o poartă care nu ni s-a deschis, care poate fi o imagine vizuală cu efecte metaforice. Toată materia și mult mai multe explicații pentru subiectul 2 găsiți pe romana.ro/ghid. Da? Nu uitați, prima dată identificăm tema, lirismul, ipostaza, ideea centrală, apoi câteva figuri de stil. Salutare, dragi prieteni, ce mai face și bine ați venit pe canalul E-Română! Un ropot de like-uri pentru acest canal și astăzi vorbim despre una dintre cerințele cu care ne regăsim la subiectul al doilea. Știm pe baza subiectelor din ultimii ani că la subiectul al doilea există trei cerințe, dar ne-am întâlnit și cu a patra, dar doar în cadrul testelor de antrenament, caracterizarea personajului fiind cea de-a patra cerință. Cele trei cerințe sunt indicațiile scenice pentru genul dramatic, perspectiva narrativă pentru genul epic și relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice pentru genul liric, toată materia pentru bacalaureat sintetizată așa cum trebuie. Ea plus ne întâlnim pe Discord în 3 și, nu, în 2 și 3 martie, de la ora 18 la 20, de la ora 13 la ora 15, duminică, ca să aveți timp apoi să vă recreați puțin, poate cu o partidă de fotbal, ceva meci tare de Superligă. Linkul aveți aici în descriere, da, toate detaliile. Azi vorbim despre indicațiile scenice, acest breviar teoretic pe care îl aveți pe ecran, îl găsiți și în cursul pentru bacalaureat. Aveți și separat posibilitatea de a achiziționa doar e-book-ul pentru subiectul 2, costă 3 euro, da? Nu mai mâncați niște chili cheese nuggets și aveți subiectul 2, 10 puncte băgate în buzunar. Didascaliile, da? Ele sunt specifice genului dramatic, da? Sau indicații scenice sau notații ale autorului. Le întâlnim cu aceste trei titulaturi. Le întâlnim doar dacă avem gen dramatic, da? Cerința este prezintă rolul notațiilor autorului. Și va trebui în principiu să identificăm două roluri. Întrebarea este cum le identific? Cum identific aceste indicații scenice? Simplu, ele sunt fie în italic, da? Și în paranteze. Italic, în paranteze. Când sunt în italic, ne pot oferi informații despre decor, despre numele personajelor, acte, scene, da? Și dacă vrem să mergem puțin mai departe în partea teoretică, da, atunci putem spune că avem două tipuri de indicații scenice. Notații externe și notații interne. Cele externe au rolul de a oferi un prim contact cititorului cu lumea textului. Adică informații despre decor, despre divizarea textului în acte și scene. Și notațiile interne deja ne oferă informații, ele sunt în paranteze, ne oferă informații despre jocul actoricesc. Care este algoritmul de rezolvare? Prima dată e bine să oferim o definiție a indicațiilor scenice. Nu a genului dramatic, pentru că nu are sens să vadă corectorul că noi știm ce sunt ale indicații scenice. Adică reprezintă o particularitate a genului dramatic, cu menirea de a furniza diverse informații cu scopul de a contura viziunea dramaturgului. Deci dramaturgul ne lasă aceste indicații scenice cui nouă cititorilor, regizorului, da, actorilor, ca actorii să joace, da, exact așa cum dramaturgul și-a imaginat. După ce am dat definiția, putem lăsa un paragraf, da, un aliniat liber, începem alt aliniat și putem spune: în textul Y redactat de X se identifică diverse roluri ale notațiilor autorului. Un prim rol este acela de a furniza informații despre divizarea textului, astfel încât în textul suport este prezentat actul 3, scena 4. Apoi putem spune notațiile interne sau un alt rol este acela de a contura prezența, de a contura caracterul personajului sau de a contura jocul actoric. Și aici suntem puțin mai specifici. De exemplu, în paranteză s-ar putea să ne spună: Andrei, îmbrăcat în costum verde, strigă tare, da?
Când spune, da, este prezentat personajul Andrei, sunt oferite informații despre vestimentația lui și totodată, da, sunt conturate succinte caracterizări. Și dăm citat. Și apoi putem da și o concluzie, da, putem spune în concluzie, notațiile autorului au rolul de a evidenția cititorului viziunea pe care dramaturgul o are în momentul în care redactează opera. Și avem cel puțin 100 de cuvinte dacă respectăm ceea ce v-am spus eu. Numai bine și nu uitați să dați like la acest videoclip.